Înainte să încep acest video, fraților, vreau să fac o promovare lui Xagro, care are un canal de 156 de abonați. Acesta face în special clipuri cu Minecraft, Survival, Speed UHC, Sky Giant, Skywars și multe alte serii. Eu zic că merite să dea subscribe. O să vă las în descrierea acestui video linkul ca lui, iar noi acum revenim la clipul nostru. Bine v-am găsit, fraților, la un episod asta de Skywars, singur de data asta, pentru că nu știu unde e electoratul și nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Înainte să începe acest video, că n-am jucat de mult Skywars, bă, n-am mai jucat de... Aoleo, dă-i la dă-i la dă-i la dă-i la dă un bulgăre, un bulgăre, un bulgăre, un bulgăre. Prea târziu, dar nu-i nimic, sunt cancelat de mic. N-am tu ești conștient ce zic eu. N-am născut... Ho, nebunule. Ce crezi că sunt prost? Dar stai că tu ce e acum de la mine. Tipul ăsta vă că mi-a da, și astăzi este un episod nu plictisitor, dar sunt cam obosit și nu prea am dormit ultimele zile. Ce putea spune treaba asta? Un chest plate, un enchant table și o sabie cu pe diamond. Dar asta e bună pentru că dacă vrem să ne enchantăm lucruri... Putem face foarte frumos treaba asta și ne-am pus și armes frumos. Acum ne mai băgăm puțin XP să nu bată la ochi. Văd că dobitocul ăsta vrea să vină către mine. Și dacă el vrea, eu îl primesc cu brațele deschise. L-am ratat, dar asta nu este o problemă. Se pare că băietul nu știe să nimerească. Boss, te-ai handicapat? Habar n-are să tragă, fiți atenți și voi, mâncavași. Bă, ăsta e nebun! Am căzut ca ultimul dobitoc, dar și l-a căzut, deci... Bă, ce gafă am făcut! Bine, eu am luat puțin mâna de pe tastatură că mă așteptam să fi căzut dinainte, dar mă rog, asta este. Da, și vă reamintesc să apăsați și voi butonul de like ca să vă arăta susținerea, zic eu, așa. Ăsta mi se pare cel mai frumos mod de a-ți arăta susținerea față de youtuberul tău preferat. Uite, l-a ajuns din prima, futu-i familia în gât. Deci prima pe asta ajungi super ușor în centru, dar asta e problema. Îți lași și insula goală. Și ești foarte mult ca momentul în care îți enșantezi și tu să dai de un idiot care să-ți vrea răul. Mă, n-ai venit tu la mine. Mamă, dacă îi prindeam săgeata, îl mâncam. Îl mâncam cu săgeata aia. Hai, pantalon, perfect. Mai dai tu cu câți burgeri vrei tu? Ce crezi că-mi faci? Crezi că-mi dai damage? Niciodată. Și eu am burger dacă vrei. E, știi ce? Tu mă cam enervezi pe mine. Aoleu, ce ai făcut, Lucifer? Bă, câți bulgări mare ăsta, bă? Cine-i dus bulgării lui ăsta? Lui Frosty. Oh, răule. Păi ce ai făcut, bă, Lunitons? Mersi! Aaa, cerea să scap. E greu, bă, e greu când ai de un handicapat de ăsta care îți mănâncă tot meciul, că până la urmă tu pierzi foarte mult prin aceste minute sau secunde în care tu te chinuiești să-l bați. Dar ideea este că te enervează tare mult și pe mapa asta este la fel urât și de este bine să spui aici dacă ai Envil, ți-l pui acolo ca să-l mai întârzi și doar îl vezi și i-ai dat-o. Și tu poți să-i o dai între timp. A, uite, am aici un târnăcop și mergem frumos. Ați văzut?
Nimic mai e mai simplu și mai frumos. Ce-ai făcut, bă? Nebunule. Doamne, săracul de el. Ce-ai făcut, mă? Cred că v-a picat. Ne punem arcul aici frumos. Cuburile. Cuburile. Doamne, parcă aș mai fi începător, să zic, de cuburi. Eu mi-am dat... Da, și mi-a făcut-o. Bă, nu pot să joc astăzi, nu știu ce morții mei am. Deci, pe bune, că astăzi e o zi prostă de scurs, dar nici să fac un episod așa, măcar mai vedeți și voi cum dau aici. Bă, la Bercea te poți uita pentru două lucruri. Ori când câștigă, ceea ce este foarte, foarte rar, deci, na, nu prea se întâmplă, ori când pierde și dă rage, atât. În rest, n-ai de ce, că să înveți să joci, nu prea. Ai ce învăța, sincer, de la mine să te joci. Poate cu cum să înjuri să înveți de la mine. Ce ți-e Bircea, ce ți-e Vadim? Săracul de el, Dumnezeu să-l odinească. Bum, reggaeton, reggaeton, reggaeton. Și ia tu și bate-l domnule Bircea pe ăsta. Care vorba, era full diamond. Deci cum am noroc ca... Aia cu care mă bătu eu până acum să fie full și eu să nu fiu full. Iarăși mapa asta, deci să-mi bat piciorul în ea, că mă săturai. Deci pe bune căsătul. Și nu știu dacă ați observat, dar eu am ghinionul, dacă îmi pică un căcat de gen de setup, aici tot pe ala, adică gen fără pantaloni, cam până fără pantaloni până la finalul episodului așa o duc. Acum e o excepție că primi și eu niște pantaloni, dar vorba vine. 2-3 meciuri când jucai, n-a avut să-i pantaloni. Acum o să dea unul cu jos. O nebunule, care ești tu nebun? De ce cad? Am belit pula. N-am, bă, deci n-am ce să fac, n-am! Sunt blestemat! N-am ce să fac! Trebuie să mă calmez. Cu violența nu rezolvăm nimic. Dar n-ai cum să nu te enervezi! N-ai cum! Cum să nu mă enervezi când sunt sigur că iarăși nu-mi dă pantaloni? Aaaa! Botoși nu-l dau acum! Ce veste! Hai odată, ia-le, că mă enervezi! Deja sunt nervos. Să-mi bat pula dacă nu sunt cel mai mare fan al meu. De m-ar ține pula să sar acolo jos. De m-ar ține pula să sar acolo jos. Mă, tu ce faci, mă, nebunule? Să nu dea frum gând să sar peste nevoie Corleone, că... Acum trebuie să vină celălalt Corleone. Boing! Click poc. Dar parcă ăsta al meu a avut și botoși. Îi picară? Există șanse. Pace! Normal că eu cu tine nu o să fac niciodată pace. Cap de porc! Fai de capul meu, dar ai un talent atras de... Îți moară măta. Și ce făcuși dacă viniși? Tot te bătui. Tot mă făcuți voi pe mine full diamond și fără să vreți. Și eu acum îmi fac și eu frumos așa. O să fiu și un bat inteligent. Ne aducem frumos în centru, că vorba aia, se poartă să cere. Ce morți sunt, mă, tivrei, mă, futu-s morții, mă, tie. E tu.
Nu-l nimeresc, futu-i mort să mă asi. Aha. Tu n-ai învățat că nu e frumos să vorbești cu gura deschisă? Te îngură să te fut. Bă, ce nu se fără pe proști ăștia care vin la mine și cred că dacă au murit și ei 2-3... Mamă, eu fac și amnestrie aici. Mamă. Și amnestrie. Bă, se pare că este un meci, eu zic, aproape câștigat. Zica, mă, nu știu ce să zic. Adică cu șarne străi, dai de rupi, mă, bine, contează și prins, da. Văd acolo celălalt dobitoc. Ia-i, mă, peste el, îmi bat piciorul. Welcome in my world. Deci voi vă dați seama că ce potențial ăsta dacă el are, dacă eu am sabie cu șarne străi și abia la, și abia i-am luat 7 inimioare. Cu sabie cu șarne străi care are 10,75 attack damage. Gata-i pula. Ca să-ți dai seama că asta nu e ziua mea de Skyward. Care erau șansele să dau de unul full protecție? Probabil destul de mari. Cum să nu înjur jocul ăsta de căcat? A, dar puteam să-mi pun și un șantă pe altceva, să fie, dar nu, că eu sunt prost. Sus și ne-am dus. În creier i-am dat-o pe ea. Bă, ori eu am luat gora ăștia, ora ăștia. Îi văd steriletul, îi văd steriletul. Bă, e lag pe server, cred că. N-am, bă, e lag. Mă, ce lagul ăsta? Ora mea, ora au ei. Deci nu, că m-a jocat, nu știu, dacă e lagul ăsta, eu închid aici acest episod, că n-ai cum să joci. Erau condiții de nedescris. De nu înțeleg de ce am ghinion. Uitați-vă voi, că eu îmi dau interesul, îmi dau tot, dar nu pot să joc bine. E bine că pe harta asta nu prea cum să vină din prima pe tine, adică e cam greu totuși să te duci din prima pe un om. Și un dobitoc a ajuns. N-am uistul, dracu, futu-s familia, am găsat fut. Să mă suși de bulă, pam, pam. Și acum am făcut și asta așa frumos. Dă-i mine că vrei. A, păi stai, bă, păi eu spun, eu dau ție odată. Scăpăm, mă, n-au zis ce să-i fac. Dar mă duc frumos și-l întâmpine. N-a futut-te în gură să te fut, că te spărsă în două. Arcul Power 3, mă bucur, îmi pare bine de cunoștință. Haideți în centru. Dai cu arcul mine. Eu nu. Ia uite, bă, ce chestie, spars ramândoi. Mulțumesc, băieții, a fost tare de treabă, ce mi-ați dat și voi pe aici, bun? Niciun fire aspect, nimic, sunteți niște ghiuți. Ce fa, bă? A avut simțit că era, aveam altceva, mă rog. Mayday. Normal că vorbim luat tot din centru și văd pe... Ai de pula mea. Ia și bate-l pe ăla, mâncați-și.
Se poate să am și o șansă cât de minusculă să-l bat? Vom vedea. Eu vă spun sigur că nu. Nu știu, lavă pe 3 pe aici. Bă, ce acolo? Se aruncă jos? Se aruncă jos. Doamne, mâncați și ești pula ta. Am trăit să o văd și pe asta, fraților. Dacă v-a plăcut cum am câștigat, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și ne sigur ne vedem data viitoare.